mă rog, site-ul. Mâine la ora 1 o să apară pe site prețurile plafon de comercializare a produselor petroliere. Totodată, ne adresăm prin intermediul noastră. Deci, dacă cetățenii o să ateste, o să facem și noi începând cu ziua de miercuri verificări la toate stațiile de petroliere. Adică o să vedem cum ne organizăm pe intern. Unde o să fie prețuri afișate mai mult decât prețul plafon mâine de la ora 1, o să plecăm sancțiuni cu retragerea miercuri de la 00. Adică, eu vorbesc miercuri deja, nu vorbesc de noapte, vorbesc de zi, asta am în vedere. Deci de astăzi, de mâine vorbim de la ora 1 sau vorbim de miercuri de la 00 seara. Prețul maximal la stațiile de alimentare trebuie să fie cel care o să fie pus pe site-ul ANRE. Și o să fim foarte dure, adică începând următoarea zi, o să începem doar controle, deși nu o să ne autosesizăm, adică până la urmă există moratoriu vis-a-vis de aceste controle, dar până la urmă unde suferă cetățeanul, deci facem, ne autosesizăm din oficiu, adică și aplicăm acele sancțiuni. Deja, de mâine, adică cum o să apară prețurile pe site, începând de miercuri, o să apară o nouă formă de stabilire sau de plafonare a prețului la produs petrolier. Să fie clar pentru toți cetățenii Republicii Moldova.